Bună și bine v-am regăsit! Iar pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Andreea și în clipul de astăzi vom aborda o temă destul de întâlnită și anume voi răspunde la întrebarea de ce ne îngrășăm și cum să facem să slăbim mai repede și într-un mod sănătos. Așa că dacă sunteți interesați, vă invit să vizionați acest clip până la final, căci și acolo voi avea o mică întrebare pentru voi. Chestia asta cu slăbitul și cu îngrășatul este un subiect foarte, foarte, foarte întâlnit, foarte dezbătut de oameni. Toată lumea îmi recomandă care cine știe ce dietă mai fițoasă, mai puțin fițoasă, mai strictă, mai dubioasă. Deci există un milion de diete. Însă eu vin să vă zic acum că ăsta nu este practic modul prin care să slăbești și prin care să te și menții. Și pe deasupra s-ar putea ca majoritatea dietelor de acest gen să vă pună în pericol sănătatea. Ideea este următoarea. Există anumiți indici, anumiți parametri între care noi ca persoane trebuie să ne menținem pentru a nu da nici pe partea aceea de prea slab, malnutrit aproape, dar nici pe partea cealaltă de obezitate, pentru că ambele părți aduc anumite riscuri în plus la sănătatea noastră, adică sporesc riscul ca poate tu pe viitor, în cazul în care ești obez în momentul actual, să dezvolți un diabet de tip 2, care este o boală destul de gravă, contrar opiniei publice, sau îți crește riscul de a face un infarct. Deci, practic, greutatea ta trebuie să o ții în anumite limite, să nu fii nici prea slab, dar nici prea pufos. Nu este important să fim toți fotomodeli, toți de Victoria's Secret și alte chestii de astea, dar este foarte important să păstrăm greutatea în limitele normalului și știu că există o mișcare cu curvy, woman, love yourself și chestii de genul ăsta, dar este foarte important, părerea mea, pentru a te iubi pe tine, să fii sănătos, să te iubești pe tine cel sănătos și să nu-ți pui în pericol sănătatea. Și faptul că tu te uiți la clipul ăsta și vrei să faci anumiți pași în plus pentru a ajunge la o stare de sănătate ceva mai bună, atunci kudos to you și bravo ție și felicitările mele. Pentru că mulți zic că eu sunt obez sau supraponderal sau orice peste limita asta superioară, dar mi-am făcut analizele și sunt mai sănătos decât prietenii mei slabi. Faptul că tu ești mai sănătos pe analize, pe hârtie, decât prietenii tăi slabi, asta nu înseamnă că așa o să fie pe termen lung. Și pe termen lung, perioada asta în care tu o să fii obez, îți va aduce acele riscuri de care ți-am menționat anterior. Deci, cam asta ar fi, practic, motivul pentru care ar trebui cu toții să avem o greutate cât de cât normal. Dar de ce ne îngrășăm? În viață, noi trebuie să păstrăm un echilibru între ceea ce mâncăm și ceea ce consumăm, ceea ce ardem. Și în jurul acestui aspect se învârte tot procesul ăsta de slăbire, îngrășare, slăbire, îngrășare. Ceea ce aducem noi în noi, adică ceea ce mâncăm, toate alimentele, au un aport caloric. Asta este practic aportul tău caloric pe zi. Ceea ce tu arzi prin mișcare sau pur și simplu prin a sta degeaba, ceea ce se numește metabolism bazal, adică cantitatea de calorii pe care tu le arzi în momentul în care nu faci absolut nimic, când dormi, spre exemplu, reprezintă ceea ce consumi, arterile tale. Se spune că pentru a slăbi o jumătate de kilogram de grăsime, să ținem minte, grăsime, pentru că asta este important să o dăm jos, trebuie să arzi 3500 de calorii. Caloriile fiind acea unitate care măsoară, practic, stai că vine Wikipedia. Este o unitate de măsură pentru energie, egală cu cantitatea de căldură necesară pentru a ridica temperatura unui gram de apă aflată la presiune atmosferică normală de la 14,5 la 15,5 grade Celsius. Bun, nici eu n-am reținut definiția asta, cu siguranță nu o să o rețineți nici voi. Ideea este doar că trebuie să țineți aceste calorii în frâu. Ori să creșteți arderile, ori să mai micșorați aportul. Însă acum o să vă zic și câteva lucruri care probabil nu sunt de așteptat. Cum ar fi faptul că înfometarea îți va scădea metabolismul bazal, îți va încetini metabolismul bazal, adică cantitatea de calorii, de energie pe care tu o arzi stând absolut degeaba. Și nu este mai mișto să stai degeaba și să arzi mai multe calorii decât să te înfometezi, să stai degeaba și să arzi totuși mai puține calorii, pentru că de aici vine acea idee a oamenilor care țin diete și la un moment dat ajung la un platou și simt că nu mai pot să slăbească oricât de puțin ar mânca și apoi când mănâncă puțin mai mult, bum, se îngrașă puțin mai mult. De ce? Pentru că metabolismul bazal încetinește foarte mult, corpul tău se simte amenințat
și atunci automat când simte că tu îl înfometezi și că nu vrei să-i dai de mâncare, în momentul în care va prinde orice gură de mâncare, va sări pe ea și o va depozita pentru perioadele în care din nou nu o să vrei să-i dai de mâncare. Deci asta este problema cu înfometarea. Încetinește metabolismul bazal și te duce de asemenea la riscuri mai mari de gastrite, de tot felul de boli din ăsta de stomac. Dacă vi se pare o idee bună pe moment, aflați că pe termen lung sau mai mult de o săptămână nu o să vă țină, pentru că al vostru corp începe să îți răspundă la treaba asta și să fie în dezacord total. Dar ce putem face să mai creștem metabolismul, să-l mai repezim așa metabolismul nostru bazal? Ei bine, treaba cu metabolismul bazal depinde foarte mult de anumiți factori, cum ar fi vârsta, adică la vârstnici automat o să încetinească, la tineri care sunt mai în forță, mai așa, o să fie un metabolism bazal mai rapid. Depinde de asemenea de câtă masă musculară ai, pentru că cu cât strângi mai mulți mușchi pe tine, cu atât o să consumi mai multe calorii stând degeaba. Se zice că mușchiul consumă de 3 ori mai multe calorii decât grăsimea stând degeaba. Este foarte important, practic, să introducem și sportul în stilul ăsta de viață pentru a încerca să slăbim. Prin urmare, rezumând tot ce am bolborosit eu pe aici până acum, zicem în felul următor. Noi ne îngrășăm deoarece aportul nostru de calorii de mâncare depășește arderile noastre. Și prin urmare, ce putem să facem pentru a rezolva acest lucru? Ori să scădem aportul, ori să creștem arderile. Iar aportul îl scădem prin a duce o dietă balansată, o dietă echilibrată și să restricționăm numărul de calorii pe care le introducem în noi. Însă, aici revin la problema aceea cu înfometare. Ideea este că pentru o femeie este important să nu scadă mai mult de 1200 de calorii decât în anumite cazuri extreme recomandate de nutriționist. Dar cel mai adesea un nutriționist, un om care a făcut facultate de medicină și a trecut pe nutriție, nu o să vă recomande diete pe termen lung care să fie mai, în care pe zi să consumați mai puțin de 1200 de calorii. Și per total, asta ar fi ideea, să ținem un regim echilibrat și nu să încercăm acele diete, nu știu, dieta Rina, disociatul, dieta cu nu știu ce supă de varză, care practic asta îți fac un soi de înfometare sau îți scot cu totul o grupă alimentară din dietă, pentru că fiecare grupă alimentară își are rostul ei în dieta ta. Este foarte important de asemenea pe timpul în care încerci să slăbești să consumi o cantitate mai mare de proteine. De ce? Pentru că proteinele sunt cele care țin în viață mușchii, cum ar veni. Dacă tu scazi aportul de proteine, automat, pe lângă grăsime, vei mai pierde și din masa musculară. Și acum trecem la subiectul cu numărul 2 și anume cum creștem arderile. Pentru a slăbi, în principiu, ar fi o proporție de 70% alimentație și 30% sport. Adică, dacă tu încerci să slăbești prin a face foarte, foarte mult sport, însă alimentația ta este la pământ, adică nu ții niciun fel de restricție în ceea ce privește caloriile sau mănânci alimente procesate cu o cantitate foarte mare de zahăr și nesănătoase, atunci nu vei reuși să slăbești pe atât pe cât ți-ai dori. De asta zic, alimentația 70%, sportul doar 30%, însă și sportul acesta își are importanța lui și încă una foarte mare, pentru că una la mână scade riscul de boli cardiovasculare și toată chestia asta, adică aduce beneficii organismului, sănătății tale, și doi la mână, sportul te ajută să te tonifiezi, să-ți tonifiezi musculatura, să arate practic carne altfel pe tine, și trei la mână, sportul te ajută cu masa musculară să o crești. Și de ce ai nevoie de masă musculară? Pentru că, după cum am zis acum câteva minute, dacă tu ai o cantitate mai mare de mușchi, automat și metabolismul tău bazal va fi mai puternic, mai rapid și automat vei arde mult mai multe calorii stând degeaba. Deci asta este important. Însă și sportul trebuie făcut cu cap. Adică, pentru a pune masă musculară, cel mai adesea oamenii se bazează pe ridicat greutăți. Eu una chiar asta fac la sală, fac mai puțin cardio, cum știm deja că este mitul acela că pentru a slăbi ai nevoie să faci mai cardio și cardio și cardio și cardio și cardio. Adică să alergi pe bandă până ți iesă pe urechi, pe nas și pe toate alea. Eu rareori fac cardio,
mă rog, acum ci drept în ultima perioadă m-am culcat pe urechi oarecum pentru că a fost vara și că de alta e motivația. Dar cel mai adesea eu fac greutăți la seară, ridic greutăți pentru că mi se pare că sunt ceva mai eficace și punând în balanță felul cum arătam când făceam cardio, adică mai așa ca un fel de scândurică și nu foarte tonifiată versus de când ridic greutăți, de 1000 de ori o să aleg varianta a doua și anume ridicatul de greutăți. Este și mai interactiv, este și mai interesant și depășești de fiecare dată te depășești pe tine de fiecare dată. Dar ideea este, când ridicați greutăți, când faceți sport, se distrug fibre musculare. Organismul simte că se distrug fibrele musculare și trimite celulele să regenereze respectivele fibre musculare. Adică, fibre musculare se distrug și după aceea se refac. Și când se refac, se refac mai puternice și mai mari. Și asta înseamnă că tu vei crește în masă musculară, însă important este să ții și o perioadă de repaus între momentul în care faci o ședință de sport și momentul următor. De aceea este recomandat cel mai des pentru a slăbi să lucrezi pe zile anumite grupe musculare. Adică, într-o zi faci brațe, piept, spate, în ziua următoare faci abdomen, picioare. După care lași o zi de pauză pentru ca mușchii tăi să se poată regenera, să-și poată reveni puțin și după aceea începi din nou. Este important să nu mergi la sală așa ca bezmeticul și să începi să tragi de toate aparatele posibile acolo, în afară de faptul că riști să te și rănești, o să ai și o febră musculară cruntă dacă faci asta de la bun început și cu greutăți mari doar pentru a-ți demonstra ție ceva. Din nou, să mai poți să te ridici 3 zile, 4 zile, 5 zile din pat și atunci automat o să-ți dai toate chestia asta peste cap și dacă pui în balanță numărul de calorii pe care le arzi într-o sesiune de hey-rup din asta versus numărul de calorii pe care puteai să le arzi în 4 sau 5 zile de făcut exerciții constant, este mult mai mic. Rezumând, cam astea ar fi ideile principale din tot acest clip, în cazul în care nu ați înțeles nimic. Una la mână. Noi ne îngrășăm pentru că mâncăm mai mult decât putem arde, cât corpul nostru poate arde. Doi la mână, metabolismul bazal este foarte important în procesul nostru de slăbire. De ce? Pentru că el este cel pe care îl afectăm direct în momentul în care ne înfometăm sau în momentul în care punem masă musculară. Și el reprezintă cantitatea de calorii pe care noi o ardem stând degeaba, frecând menta toată ziua. Punctul 3. Pentru a arde 1 kg de grăsime, este nevoie să arzi 7000 de calorii. Adică ori să nu mănânci 7000 de calorii pe parcursul mai multor zile, ori să arzi prin sport 7000 de calorii. Ideea ca tu să slăbești pe zi 1 kg, 2 kg, este o idee absolut imposibilă, pentru că fizic vorbind să arzi 14000 de calorii într-o zi, este un lucru pe care cred că numai sportivii de performanță îl pot face. Deci, și prin urmare, dacă tu vezi pe cântar, de pe o zi pe alta, că ai ars, că ai slăbit 2 kg, 3 kg, etc., 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 într-o săptămână să slăbești 20 de kg, înseamnă cel mai probabil ori că, într-adevăr, ai slăbit oarecum o parte din ele, dar și partea a doua, că poate ar trebui să te hidratezi mai bine, pentru că multe dintre astea sunt și lichide. Deci trebuie să bei 2 litri de apă pe zi, ca să nu te deshidratezi, pentru că în timpul sportului te deshidratezi. Și de asemenea, treaba cu apa este un truc destul de interesant în momentul în care simți că ți-e poftă de ceva dulce sau că ți-e foame, dar totuși, calculând așa, vezi că n-ar trebui să-ți fie chiar foame. Următorul, că dieta reprezintă 70%, deci e foarte important ce bagi în organism, în timp ce sportul reprezintă 30%, însemnând că, practic, doar făcând sport și nerespectând o dietă, nu vei putea să slăbești pe atâta pe cât ți-ai dori. Și invers la fel, dacă respecti o dietă, dar nu faci sport, slăbești, dar slăbești într-un mod nu tocmai armonios și s-ar putea să te trezești la final că ai pielea lăsată sau că te simți așa... Flask. Punctul următor este că trebuie să consumăm zilnic alimente care te țin plin mai mult timp, adică alimente bogate în fibre, bogate în proteine și să reducem, dar nu
la minim, dar adică nu să scoatem cu totul din dieta noastră anumite grupe alimentare și anumiți produși, cum ar fi carbohidrații sau glucidele, pentru că sunt necesari în dietă. Cam asta ar fi tot pentru ziua de azi, sper că nu v-am tâmpit prea mult de cap, sper că ați înțeles câte ceva din acest clip, pentru că mie îmi place enorm să vorbesc despre procesul de îngrășare și despre slăbire și despre chestii de genul ăsta. Dacă vreți să-mi lăsați aici în comentarii experiența voastră, să zicem, cu o anumită dietă, aștept s-o aud, aștept cu nerăbdare să o aud chiar, știu că sunt și cazuri de succes cu dietele acelea draconice. Eu personal nu le recomand și eu le-am ținut, nu consider că mi-au făcut un bine, ba chiar mi-au adus și anumite probleme în sănătate. Și dacă mai vreți un clip de acest gen, din nou lăsați-mi în comentarii. De asemenea, dacă v-a plăcut de fața mea pălărioasă, vă rog să-mi dați aici, dacă o să reușesc să introduc un buton, un subscribe, pentru a fi la curent cu următoarele teme mediciniste pe care vreau să le abordez cum ar veni, pentru că urmează pe viitor să vorbim despre obezitate, despre probleme de inimă, despre problemele de stomac și multe alte lucruri de acest gen pe care probabil ar trebui să le știi și tu. Da, cam asta ar fi tot pentru ziua de azi. Eu v-am pupat și ne vedem cu drag și data viitoare. Pa, pa!